Fiecare literă dintr-o pagină de ziar vom vedea că foarte puțin dintre ei reușesc să treacă de bariera aceasta nevăzută și neîntrebarea timpului. Chiar Eminescu a reușit lucrul acesta pentru că este un birutier de cuvinte. Monumentul lingvistic pe care el l-a creat este, de fapt, emblema unui travaliu intelectual enorm, a fost cuprinzător, este creația unui minte potențiată unei minți geniale, a unei minți care a înțeles că dacă vrem să fim europeni, trebuie să ne ridicăm cultural, în primul rând, prin limba pe care o folosim ca mijloc de comunicare.